Bine ați venit la emisiunea Față în Față. Astăzi vă propun un dialog cu un preot ortodox care a avut un parcurs în viață care l-a adus undeva diferit decât ceea ce este sau a fost atunci când a slujit în Biserica Ortodoxă. Vă aduce mărturia unui om care înțelege puțin diferit acum relația omului cu Dumnezeu decât o înțelegea atunci când slujea ca și ortodox. Este vorba despre Cristian Daniel Florea. Bine ai venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Totodată, Cristian Daniel Florea este coordonatorul Asociației Preoților Convertiți Saul din Tars. O misiune care se ocupă de preoții convertiți. Convertiți la Evanghelie. La Evanghelie? Sau la o denominație anume? Nu, la Evanghelie. La Evanghelie. Ca și preot ortodox, aș vrea să te întreb, care a fost experiența ta în relația cu Dumnezeu? Cum ai slujit atunci și ce-i diferit de atunci până acum? Pentru că nu mai ești îmbrăcat în straie de preot ortodox, ești îmbrăcat în haine normale și arăți ca și un credincios. Da. Vreau să vă spun și să precizez mai întâi, mă numesc, cum a spus, Daniel Cristian și sunt din Aiud, județul Alba, născut într-o familie de credincioși ortodoxi, practicanți, și părinții noștri ne-au dus la biserică încă din copilărie, la o vârstă destul de fragedă, 12, 13, 11 ani, am învățat cântările din biserică ortodoxă, cântările mai simple de la strana bisericii și apoi, de la vârsta de 14 ani, am început să frecventez corul bisericii ortodoxe din Aiud, județul Alba, și după o perioadă de frecventare a corului, am ajuns să fiu cântărețul bisericii, angajat cu carte de muncă. În această perioadă, unul dintre frații mei a murit. Am fost 3 frați la părinți și datorită unui cancer osos, unul dintre frații mei a murit și datorită acestui eveniment tragic din familia noastră, am căutat mai multe răspunsuri la întrebările pe care le aveam. De ce a trebuit să moară la vârsta de 18 ani? Dacă a murit, unde este sufletul fratelui meu? Ce putem face pentru el ca să fie în rai, să fie o veșnicie cu Dumnezeu? Și alte întrebări izvorâte din durerea sufletului unei familii care și-a pierdut copilul. Și acestea m-au făcut să fiu atent la tot ceea ce se întâmpla în biserică. Cunoșteam cântările, cunoșteam ritualul bisericii, dar nu eram un simplu spectator sau un simplu executant fiind cântăreț, ci atent la în amănunt la ceea ce se întâmpla acolo. Și astfel, punându-mi tot felul de întrebări în mintea mea, dorind să aflu răspuns la întrebările sufletului meu, eram atent la predicile preoților, am început să-mi cumpăr cărți de spiritualitate ortodoxă și într-o zi mi-am cumpărat de la Alba Iulia de la Episcopie Biblia sau Sfânta Scriptură. O mai primisem eu de la, așa zici, pocăiți, în denumirea aceasta de batjocură pe care poporul nostru român o are față de cei care s-au apropiat de Domnul Iisus. Și am primit-o de la pocăiți, dar preoții ne-au spus să nu o citim, că este Biblia sectară, o Biblie neoprotestantă. Și n-am citit în acea Biblie sau în acele Biblii, că am primit 2, ci mi-am cumpărat-o de la Episcopia Ortodoxă din Alba Iulia. Și am început să citesc în Biblie. Citind în Biblie, tot mai mult m-am apropiat de, sau cu inima, de căutarea lui Dumnezeu. După ce am căutat răspunsuri la câteva întrebări despre moartea fratelui meu, acum începeam să caut răspunsuri mai adânci. Cum mă pot apropia de Dumnezeu? Cum pot să am o relație personală cu Dumnezeu? Și cum aș putea să trăiesc Biblia? Ăsta a fost primul pas, așa, care m-a făcut să fiu mai serios, să spunem, sau să ies din sfera celor care stau ca spectatori într-o biserică ortodoxă și nu înțeleg mare lucru și să încep să scormonesc mai adânc și mai adânc pentru o viață spirituală mai deosebită. Scormoneala asta ți-a produs bine sau rău?
Păi, mi-a produs un foarte mare bine, dar a venit târziu, mai târziu, să zicem, binele, nu chiar foarte târziu, dar mai târziu. În momentul când făceai aceste demersuri și încercai să înțelegi Biblia și să găsești răspunsuri la întrebările cu care te confruntai, erai preot sau în ce fază erai? Eram cântăreț bisericesc. Erai cântăreț. Biblia. Și vreau cum ai ajuns, da. Da, vreau să vă spun că citind în Cartea Geneza, văzând că Dumnezeu l-a creat pe om, am văzut că după ce omul a fost izgonit din grădina Raiului, cu toate acestea, Dumnezeu și-a păstrat relația cu omul și încă îi mai păsa de om. Chiar dacă s-a supărat pe om, totuși îi purta de grijă omului, îi păsa de om. Și am văzut că chiar supărat Dumnezeu nu vrea să nimicească omul în întregime și am citit despre Noe, cu potopul, ce s-a întâmplat, noi intrăm acum în amănunte, dar că dacă noi, fiindcă Noe a fost credincios lui Dumnezeu, nu l-a nimicit. Și atunci, în mintea mea de tânăr adolescent, s-a născut această idee că dacă ești un om credincios, Dumnezeu nu te nimicește. Și mi-am dorit cu adevărat să fiu un credincios. Deci nu doar că m-am născut în credință ortodoxă, nu doar că mergeam la biserică ca și executant al unor ritualuri fiind cântăreț, dar chiar mi-am dorit să fiu un om credincios, ca să nu fiu nimicit de Dumnezeu. Apoi am văzut că Dumnezeu îl binecuvintează pe om, pe un anumit tip de om. Și asta am văzut-o tot în adolescență, când am citit despre Avram și viața lui, nu intrăm acum în amănunte. Și am văzut că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram într-un mod deosebit, pentru că Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Adică n-a pus la îndoială, așa cum există în societatea noastră, raționalismul acesta de a pune totul la îndoială sau sub semnul întrebării, ci ce a spus Dumnezeu, Avram a făcut întocmai și pentru credincioșia lui, pentru ascultarea lui necondiționată, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram într-un mod deosebit. Și atunci am înțeles că ascultarea este un element deosebit într-o relație cu Dumnezeu și dacă vrei să fii un om binecuvântat. Apoi am mai înțeles că fericirea pe acest pământ, omul poate să o experimenteze, dar nu ca venind din lucrurile pământești, ci citind Cartea Psalmilor de mai multe ori, am văzut că împăratul David și cei care au scris psaltirea, de mai multe ori fac afirmația și spun, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Mi-am dat seama că împăratul David ar fi putut să-și găsească fericirea, între ghilimele, și în alte fapte, în alte lucruri. De exemplu, împăratul David, care a extins țara Israel de 10 ori, era un om războinic, un om viteaz în războaie și în felul acesta el putea să fie un om satisfăcut, fiind un erou al națiunii lui, un om deosebit. Poziția de erou ar trebui să-ți aducă o fericire deosebită. Apoi David avea orice bogăție de pe acest pământ, era un om bogat. David își permitea orice. Și cu toate acestea nu spune, mi-am găsit fericirea în luptele mele, mi-am găsit fericirea în bogățiile pe care le am, mi-am găsit fericirea în haremul pe care l-am, ci spune, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Și de atunci, dorința sufletului meu a fost să găsesc acea fericire care nu vine din lucrurile de pe pământ, ci fericirea care vine de sus, de la Dumnezeu. După ce a dormit împăratul David, citind în Sfânta Scriptură, am văzut că fiul său Solomon, când s-a urcat pe trun domnie, înainte de a se urca, se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu doresc nici bogăție, nici slavă de la oameni, ci doresc să-mi dai doar înțelepciune. Atunci am tras concluzia, la vârsta adolescenței, până să termin liceul, 17-18 ani, am tras concluzia că și înțelepciunea vine tot de sus, tot de la Dumnezeu. Că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, fericirea vine de la Dumnezeu, înțelepciunea vine de la Dumnezeu. Și toate acestea m-au făcut să mă apropii și să-mi doresc să mă apropii mai mult și mai mult de Dumnezeu. Toate lucrurile astea le-ai descoperit în timpul adolescenței? Adolescenței, foarte da. Foarte interesant. Da, da. Și care a fost următorul pas? Când ai decis să devii preot? Absolvind liceul, luându-mi bacalaureatul, pentru că eram deja cântăreți, cunoșteam slujbele, datinile, tradițiile poporului nostru, ale bisericii noastre, mi-am zis, vreau să fiu slujitorul lui Dumnezeu toată viața. Și
acum cunosc slujbele, dar vreau nu doar cântăreț, vreau mai mult să fiu slujitorul lui Dumnezeu, pentru că vreau să intru în Sfânta Sfintelor. Fiindcă am citit în Vechiul Testament că marele preot de la templu din Ierusalim intrau de-a de pe an în Sfânta Sfintelor și acolo el se întâlnea cu Dumnezeu. Din poziția de cântăreț, mi-am făcut eu un calcul, nu o să intru duminică de duminică în Sfânta Sfintelor să slujesc. O să intru după ce se termină slujba, să dau cu mătura, poate că, sau să vorbesc ceva cu părintele, dar nu ca sacerdot, nu ca slujitor, din poziția de cântăreț. Pentru că vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu care dă fericirea, care dă binecuvântarea, vreau să-L văd pe Dumnezeu, vreau să am o experiență a întâlnirii mele cu Dumnezeu, așa cum avea marele preot de la templu din Ierusalim. Am zis, pentru că am viața înainte, timpul mi este înainte, sunt la vârsta la care îmi aleg să merg la o facultate, vreau să merg la facultate de teologie, să fiu preot, să fiu sacerdot, ca în timpul slujirii mele să mă întâlnesc cel puțin o dată cu Dumnezeu. Vreau să-L slujesc pe un Dumnezeu cunoscut. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Și dorința aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu m-a împins să mă duc la facultate. La facultatea de teologie și să fiu preot. Mergând la facultatea de teologie ortodoxă din Sibiu, eram ochi și urechi la părinții profesori, toți doctori în teologie, care ne învățau tipicul, liturgica, ne învățau tot ceea ce trebuia să știm pentru a fi în viitor preoți buni, buni executanți ai ritualului, liturghiei sau altor slujbe. Și astfel am absolvit facultatea de teologie din Sibiu, luându-mi ca teză de licență legea strămoșească, temeiul etnicului românesc, adică datinile și tradițiile poporului nostru român, care trebuie să stea la baza manifestărilor materiale și spirituale ale poporului nostru român. Și am absolvit cu nota 10 facultatea și mi-am dorit să fiu slujitor al lui Dumnezeu, preot, ca să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Pentru că trebuie să spun că este un adevăr, așa cum în alte domenii din România, nu știu cum este în America, în alte domenii trebuie să dai bani, să ocupi o funcție în avocatură sau în spital, dacă ești medic, tot la fel merge și în preoție. Și fiindcă n-am avut posibilități materiale, adică să dau șpagă la episcopie, n-am putut să primesc o parohie bună, dar nu mă interesa lucrul acesta, ci după ce am absolvit facultate, mă interesa să primesc orice parohie, numai să fiu preot și să am experiență cu Dumnezeu. Și astfel am fost sfințit preot de către episcopul Andrei de Alba Iulia, pe data de 10 octombrie 1998, după ce, bineînțeles că m-am căsătorit pe 20 septembrie 1998 și am ajuns să fiu preot în Munții Apuseni, la 45 de kilometri de primul oraș, de orașul Aiud, cea mai îndepărtată parohie, o parohie unde nu mergea nimeni, o parohie părăsită de ani de zile, fiind cea mai grea parohie din tot protopopiatul Aiudului. Și m-am dus eu acolo pentru că... Și ai intrat în Sfânta Sfintelor. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu acolo? Nu m-am întâlnit cu Dumnezeu. A fost o surpriză sau o dezamăgire? Ce sentiment ai dezamăgire. Avut? Aș vrea doar așa să vă spun că am luat foarte în serios slujba de preot. Înainte de duminica, preotul sâmbăta trebuie să stea să aibă o zi de pregătire a lui spirituală, duhovnicească, pentru slujirea de duminică. Sunt mai multe rugăciuni pe care trebuie să le citească preotul ca o pregătire spirituală pentru ziua de duminică. Întotdeauna îmi făceam canonul acesta, pentru că se consideră relația cu soția ta înainte de slujbă o relație necurată. Eram atent să fiu curat înainte de slujbă. Deci mă pregăteam după tipicul pe care mi l-am însușit la facultate, mă pregăteam pentru duminica. Tocmai cu gândul acesta mă mențineam într-o curăție trupească și spirituală pentru a mă întâlni cu Dumnezeu. Și au trecut duminicile una după alta, s-a născut prima fetiță în familia noastră, i-am pus numele Anastasia, care înseamnă înviere, care exprima o dorință a sufletului meu. Și după 3 ani și jumătate de când eram preot, s-a născut cea de-a doua fetiță,
I-am pus numele Teodosia, care Teo vine din limba greacă, înseamnă Dumnezeu, și Doxa înseamnă slavă. Și am pus acest nume tocmai pentru că exprima această stare a sufletului meu, dorința mea de a mă întâlni cu Dumnezeu, și Teodoxa înseamnă slava lui Dumnezeu. Și am zis, de 3 ani și jumătate de când intru la altar, încă niciodată n-am văzut slava lui Dumnezeu și mi-aș fi dorit, așa cum marele preot vedea slava lui Dumnezeu. Eu, ca preot ortodox, aveam aceeași mentalitate ca a preotului din Vechiul Testament, neștiind, cum este scris în Epistola către Evrei, că Dumnezeu, după ce a vorbit părinților noștri, cum se exprimă autorul Epistolei către Evrei, că după ce a vorbit părinților noștri prin proroci și prin Moise, în aceste vremuri din urmă ne-a vorbit prin Fiul. Și, și chiar vreau să citez acest verset. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Eu nu cunoșteam acest verset, ci dimpotrivă îl așteptam pe Dumnezeu să îmi vorbească în altar, neștiind că Dumnezeu ne-a vorbit în aceste vremuri numai prin Fiul, că Dumnezeu nu mai vorbește în niciun altar de pe pământ, nu se mai revelează într-o altă formă, ci doar prin Fiul. Și astfel am pus numele Teodosia, slava lui Dumnezeu, exprima ceea ce îmi doream eu și n-am avut parte să văd în altar. Bun, ai slujit 3 ani și jumătate? Am slujit 2 ani în Munții Apuseni, da? În județul Alba, și încă 3 ani am slujit în județul Cara Severin, la parohiile Sasca Montană și Sasca Română, protopopiatul Oravița. 5 ani de slujire ca preot, 4 ani de slujire ca și cântăreț în Sibiu și încă 4 ani de slujire ca și cântăreț în Aiud. 8 ani plus 5 sunt 13 ani de slujire în poziția de cântăreț și de preot în Biserica Ortodoxă. Care a fost starea ta spirituală, relația ta cu Dumnezeu? A fost început în această perioadă? Ai avut o dezvoltare, o creștere spirituală, sau care a fost experiența propria? Vreau să vă spun, nu pot să vorbesc despre o relație personală cu Dumnezeu, pentru că în toată această perioadă a slujirii mele ca și cântăreț, apoi ca și preot în Biserica Ortodoxă, a fost o perioadă a căutării lui Dumnezeu. A fost o perioadă a căutării, nu a unei relații cu Dumnezeu. Tot timpul am căutat pe Dumnezeu și, surpriză, l-am găsit, dar nu în credința moșilor și a strămoșilor noștri. Aș vrea să luăm o scurtă pauză să ne spui unde l-ai găsit și cum l-ai găsit pe Dumnezeu, dacă a fost la altar sau în ce loc l-ai descoperit. Vom lua o scurtă pauză, după care vom reveni și vom continua dialogul nostru cu, pot să spun acum, misionarul cristian Daniel Florea, fost preot ortodox. Am revenit în studio și continuăm discuția noastră cu Cristian Daniel Florea, fost preot ortodox, astăzi misionar. Spuneai că după mai mulți ani de slujire ca și preot ortodox, ai fost într-o căutare activă și chiar dacă aveai șansa să mergi la altar, să fii în biserică tot timpul, nu ai reușit să-L găsești pe Dumnezeu, sau cel puțin în felul în care ți-ai dorit, într-un mod personal. Când ai reușit în sfârșit să-L întâlnești pe Dumnezeu și cum? În parohiile din Banat pe care le-am avut, erau
două comunități baptiste. Bineînțeles că, datorită pregătirii mele ca preot, am avut un dinte, să zicem, împotriva pocăiților, fiindcă așa era pregătirea noastră. Când a venit Papa Ioan Paul al II-lea în România, să am o expresie plastică, Papa Ioan Paul al II-lea a denumit România ca fiind grădina Maicii Domnului. În anul 1999 a fost vizita Papei în România și noi preoții am continuat și profesorii noștri și alții mai în vârstă și dacă România este grădina Maicii Domnului, pocăiții sunt buruienile care cresc în grădina Maicii Domnului și ceea ce este logic, dintr-o grădină buruienile trebuie stârpite. Și astfel mă gândeam cum ar trebui să lucrez în așa fel încât pocăiții să fie stârpiți sau să nu se mai înmulțească dacă nu pot să fie stârpiți. Și în timpul acesta vorbeam cu preasfințitul Laurențiu Streza de la Caransebeș, actualul mitropolit al Ardealului de la Sibiu, la ședințele de protopopiat, ne învățau tot felul de strategii contra cultelor sau sectelor religioase din România, în speță Biserica Baptistă, care era în satele unde eram eu preot, să nu-i lăsăm să fie îngropați în cimitirul nostru, dacă este o slujbă și trebuie să fie îngropat în cimitir, că acolo au pământul cumpărat, ei pocăiții până la poartă, noi să-i luăm mortul de la poarta cimitirului și să-l ducem până la groapă și să le arătăm frumusețea slujbelor ortodoxe, apoi să candidăm în consiliile primăriei, că atunci noi fiind consilieri, când vor veni pocăiții să primească o autorizație de evanghelizare sau de construirea unei clădiri, noi să ne opunem, să influențăm ceilalți consilieri să nu aprobe. Deci aveam tot felul de strategii învățate de la episcopie și în timpul acesta câțiva pocăiți, nu toți din păcate, câțiva pocăiți au fost o mărturie deosebită pentru mine. Aș putea să-l menționez pe diaconul Bisericii Baptiste, Laeș Pavel, din localitatea care trăiește și astăzi. A fost o mărturie deosebită pentru mine, văzând o viață de om, de adevărat creștin, aș putea să zic. Eram prieten cu acest Laeș Pavel, mai eram prieten cu un dentist de la Oravița, de lângă Oravița, de la Răcășdia, stomatolog, care mă vizita des și care mă provoca la discuții din Biblie, care mă provoca la tot felul de discuții bazate pe versete și îmi spunea: Domn Părinte, ai mai citit Biblia? Și am zis: lasă că avem noi alte cărți, avem Filocalie, avem Patericul, lasă, nu tot Biblia, tot Biblia. Pentru noi tradiția avea o mai mare valoare decât Biblia. Părinte, pune mâna și citește Biblia. Domn Părinte, citește Biblia. Și astfel i-am apreciat mult pe acești câțiva pocăiți, văzându-i mai deosebiți față de enoriașii mei, care niciodată nu mă provocau la o discuție teologică, să zicem, sau religioasă, cu care nu puteam să am o discuție religioasă mai în amănunt decât așa de suprafață. Și astfel mi-am dat seama la un moment dat că prietenii mei cei mai buni sunt baptiștii și mai aveam în sat un patron al unei brutării mahomedan. Și acela era un prieten deosebit cu mine și nu erau ai mei, ortodoxii mei. În această conjunctură, să spunem, a intersectării, a tangenței cu câțiva din membrii din Biserica Baptistă, am fost invitat la Institutul Biblic de la Surduc de lângă Lugoj, județul Timiș, împreună cu soția, să studiem Biblia. Domn Părinte, n-ați vrea să studiați Biblia? Păi lăsați, că avem noi altele de studiat. Domn Părinte, uitați, este un institut foarte deosebit, unde se studiază Biblia cu Biblia și Biblia și Biblia și numai Biblia. Nu avem noi posibilități să mergem, găseam eu așa tot felul de scuze. Cât costă să mergem? Că am înțeles că durează 2 săptămâni sesiunea. Domn Părinte, uitați ce scrie aici pe invitație, cazarea și masa este gratuită. Când am auzit că e gratuit, atunci știți cum suntem noi românii, când aude românul că e ceva gratuit, parcă îi se aprinde așa un beculeț în cap și am zis, am reacționat la ideea asta că e gratuit. Și am zis soției mele, hai să mergem și noi să studiem Biblia, acum nu ne convertesc pe noi pocăiți, ei cu credința lor, nu cu credința noastră, hai să ne luăm un scurt concediu, că este gratuit, că dacă era pe bani, nu mergeam. Dar, te-au prins. Da, dar pentru că e gratuit, am zis, hai să mergem, că nu plătim cazarea și masa. Da. Deci nu m-am dus dintr-o curiozitate, nu știu de care, spirituală, că la pocăiți voi găsi ceva. Nu, nu. Aveau acești
câțiva pocăiți o mărturie bună, dar nu că voi găsi ceva din punct de vedere teologic sau spiritual ceva deosebit la pocăiți, nu, nu. Eu mă așteptam să mă întâlnesc cu Dumnezeu în altar, la noi, în credința noastră strămoșească, nu la pocăiți, dar hai să mergem să ne facem un scurt concediu, că e gratuit. Și mergând la Institutul Biblic, am studiat un curs numit Legământul, după metoda inductivă, și studiind acest curs numit Legământul, am descoperit cheia Scripturilor, că Dumnezeul lui Noe, a lui Adam și Eva, a lui Noe, a lui Avram, a lui Isaac, a lui Iacov, a patriarhilor, să spunem, al Vechiului Testament, care de-a lungul veacurilor a încheiat legăminte cu toți aceștia, cu Noe, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți patriarhii, același Dumnezeu vrea să încheie un legământ cu fiecare om de pe suprafața acestui pământ și că mijlocitorul legământului este Domnul Iisus Hristos. Pentru prima dată descopeream poziția aceasta a Domnului Iisus Hristos ca mijlocitor al legământului și chiar vreau să vă citesc câteva versete despre poziția aceasta a Domnului Iisus Hristos ca mijlocitor al legământului și acum eram așa sensibil, să spunem așa, la ideea aceasta a legământului, pentru că era o idee foarte nouă pentru mine, pentru un teolog, pentru unul care gândeam și care doream să mă apropii de Dumnezeu. Și este scris așa: dar acum, în Evrei, capitolul 8, începând de la versetul 6, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, adică mai bun decât al lui Noe, al lui Avram, al lui Isaac, și ce legăminte au fost acestea, ce binecuvântări au tras acestea, și spune că legământul al cărui mijlocitor este Domnul Iisus este mai bun decât toate legămintele acelea, căci este așezat pe făgăduințe mai bune decât al lui Noe, decât al lui Avram, decât al lui... Auzi, mai bune decât ale acestora. Domnul Iisus, mijlocitorul legământului. Și mergând mai departe, spune... Voi încheia, zi vin zile, zice Domnul, când voi încheia un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu poporul, ci iată legământul cel nou, voi pune legile mele în mintea lor, voi scrie în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Acum am descoperit că Domnul Iisus stă la mijloc, El între mine și Dumnezeu, că Dumnezeul acesta de necuprins, să spunem, pentru mintea omenească și pentru înțelegerea noastră, acum vrea să fie Dumnezeul meu, de se apropie tare mult de mine și eu voi putea să fac parte din poporul Lui. Și acum l-am văzut pe Domnul Iisus că stă cu mâinile amândouă întinse să prindă mâna lui Dumnezeu, să zicem într-o expresie plastică, și mâna mea a omului și să mă unească. Și mergând mai departe, nu mai intru acum în amănunte, am descoperit poziția aceasta că pot să intru în prezența lui Dumnezeu, pot să îl am pe Dumnezeu ca tată, pot să fac parte din poporul lui, pot să am o relație directă, personală cu Dumnezeu, pot să îl experimentez pe Dumnezeu, să văd slava lui Dumnezeu, să îi simt bunătatea lui, să îi simt binecuvântările lui, și mijlocitorul nu este altarul, mijlocitorul nu este nici maica, mijlocitorul nu sunt nici slujbele și ritualurile, ci mijlocitorul este Domnul Iisus Hristos. Descoperirea asta pentru un teolog ortodox poate fi oarecum contradictorie, pentru că tradiția ortodoxă pune accent pe Maica Domnului, pe icoane, pe anumite ritualuri. Da? Aș vrea să ajungem la mântuire, la nașterea din nou. Cum înțelegi sau când s-a petrecut în inima ta, în sufletul tău, nașterea din nou? Pentru că la nivelul minții am înțeles că ai descoperit lucruri noi, dar la nivel de suflet. Da. Studiind cursul acesta, legământul, descoperindu-l pe Domnul Iisus ca mijlocitorul legământului, am descoperit versetele pe care, bineînțeles că le știam, dar acum le vedeam într-o altă lumină, fiind un studiu axat chiar pe toate versetele din Scriptură despre legământ, deci un studiu despre legăminte, Vechiul și Noul Testament, am descoperit că Domnul Iisus a zis, ceea ce știam, dar acum aveam o altă perspectivă a lucrurilor, acesta este sângele legământului celui nou, înainte deci de moartea sa, de răstignirea sa. Acesta este sângele la cina cea de taină, legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Am văzut că
niciun legământ n-a fost nu s-a făcut până n-a fost pecetulit cu sânge, legămintele Vechiului Testament, cu sânge de animale. Acum legământul cel nou este pecetulit cu sânge. Acesta este sângele legământului, spune Domnul Iisus, adică făcea referire la moartea pe care avea să o aibă pe cruce, la sângele care a curs pe cruce și că legământul cel nou așezat pe făgăduințe mai bune este pecetulit cu sângele Domnului Iisus Hristos. În asta am văzut că Dumnezeu îi dă acestui legământ o valoare deosebită. Dar cum să intru eu, omul de 1000 de ori păcătos, nu doar de 1000, dar zic de 1000 de ori păcătos, în prezența Dumnezeului de 3 ori sfânt, avându-L ca mijlocitor al legământului pe Domnul Iisus Hristos, pentru că nimic necurat nu va intra în împărăția Lui. Și uitându-mă tot în epistola către evrei, o epistolă care m-a născut din nou, aș putea să spun, care mi-a schimbat optica și bine că n-au reușit anumiți oameni interesați să o scoată din canonul, că a fost o luptă pentru epistola către evrei să fie scoasă, că aici găsim niște adevăruri deosebite. Și în epistola către evrei, imediat voi găsi locul unde este scris, în capitolul 10, începând de la versetul 19, spune așa: astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus, adică acela care a curs pe cruce, acesta este sângele legământului celui nou, cum am spus mai înainte, avem intrare slobodă în locul preasfânt. Prin sângele lui Iisus putem să intrăm în prezența Tatălui. Și fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Când am descoperit că prin sângele lui Iisus avem intrare directă, am înțeles că trebuie să vin la poala crucii Domnului Iisus Hristos, ca o picătură din sângele Lui să mă curățească de orice păcat, că nu pot să intru cu păcatele mele, dar prin sângele Lui, dacă mă curățește de orice păcat, am intrare directă, că prin sângele Lui avem o intrare slobodă, directă, în locul preasfânt. Și sâmbătă, în prima săptămână de cursuri, studiind acest curs legământul, descoperind puterea sângelui Domnului Iisus de curățire, puterea de a deschide ușa către Tatăl, m-am pus în genunchi și am zis: îmi mărturisesc toate păcatele mele, te rog să mă ierți de toate păcatele mele. Vreau ca o picătură din sângele tău să mă curățească de orice păcat. Dar ca să pot să intru direct în prezența Tatălui, dar era pentru mine un teolog ortodox, serios, acum nu că vorbesc despre mine, dar faptele mele pot să vorbească, deci interesat, un teolog ortodox interesat de relația cu Dumnezeu, acum s-a pus o întrebare: unde este sângele? Prin ce sânge sunt eu curățit? Că în cultul nostru ortodox, noi eram aceia care, prin rugăciune, invocam transformarea pâinii în trupul și a vinului în sângele Domnului Iisus. Unde este sângele? Care mă curățește? Acela din potir? Și tot în epistola către evrei, studiind, am descoperit că sângele Domnului Iisus nu mai există nicăieri pe acest pământ, ci sângele Domnului Iisus Hristos este la dreapta Tatălui și că prin sângele acela sunt oamenii curățiți, căci la înălțare Hristos, Domnul, n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, deci când s-a înălțat la ceruri, de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu sânge care nu este a lui. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vase stropite de cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos cu care a intrat la tronul de har vă va curăți, cel veșnic s-a adus pe sine, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și am descoperit că adevăratul sânge care curățește nu este la mine în potir, nu este în legenda Graalului, noi intrăm acum în amănunte, ci adevăratul sânge este la dreapta Tatălui, la tronul de har. M-am pus în genunchi și am zis: vreau ca o picătură din sângele tău să mă curățească de orice păcat. Și tot în Sfânta Scriptură am descoperit că dacă ne mărturisim Lui, El este drept și credincios, ca prin sângele Lui să ne curățească de orice păcat, prin sângele Lui care este la dreapta Tatălui. Și aici este momentul cheie, că în fața jertfei Domnului Iisus Hristos am meditat.
și am descoperit ceva deosebit. Dragostea Tatălui din ceruri. Să descoper din poziția de preot dragostea Tatălui din ceruri este ceva deosebit, descoperită și arătată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, declarația supremă de dragoste, arătată prin, în modul concret, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este ceva deosebit să descoper că Dumnezeu mă iubește mai mult decât tata, mai mult decât mama, mai mult decât frații mei, mai mult decât ori și cine de pe acest pământ, că mă iubește, că l-a dat pe Fiul Său să moară și nu l-a dat pentru ceva de pe pământul acesta, ci l-a dat ca eu să am relație cu El. Și am descoperit că Dumnezeu vrea ca eu să am relație cu El și pentru aceasta a dat ce are mai scump și am citit în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, dialogul dintre Domnul Iisus Hristos cu Nicodim despre nașterea din nou și aici a fost momentul nașterii din nou și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am văzut că dragostea Tatălui se manifestă față de noi, pe cei care trăim pe acest pământ, doar prin Iisus Hristos. N-am văzut în niciun verset din Scriptură prin Maria sau prin ritualuri sau prin icoane sau prin moaște la care mă închinam și la care țineam, ci că oricine crede în El, în Iisus Hristos, mijlocitorul, mielul de jertfă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, am descoperit dragostea lui Dumnezeu, dar nu citind versetele, ci uitându-mă la jertfa Domnului Iisus Hristos, la un mod real, că a dat pe singurul lui Fiu, aici în jertfa lui, dragostea lui Dumnezeu, pentru ca oricine crede în El încă o dată, deci prin credința în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El și în fața acestor versete, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu și acum am văzut că nu mai am parte de judecată, dacă cred în Fiul, am parte de mântuire, a sufletului, adică de salvare cât trăiesc pe acest pământ, am parte de viață veșnică și am văzut că totul se reduce la Domnul Iisus Hristos. Și acolo în fața jertfei Domnului Iisus, în mintea mea, descoperind din Sfânta Scriptură, văzând dragostea lui Dumnezeu. Consideră acel moment, momentul convertirii? Ăla e momentul convertirii. În fața iubirii lui Dumnezeu, n-am putut să întorc spatele să zic, știi ce? Eu sunt preot, dar îți imaginezi, cred că atunci, nu știu dacă ai realizat la acel moment ce faci. Eram prea absorbit de dragostea lui Dumnezeu ca să realizez. Ca și preot ortodox. A realizat care soția ai... mea, a realizat și cei din jur au realizat, dar m-au lăsat în pace. Eram absorbit prea mult de dragostea lui Dumnezeu și am văzut în Scriptură că ascultarea face mai mult decât jertfele. Am văzut în Scriptură că cine mă iubește păzește poruncile mele. Acum, în fața iubirii Tatălui din ceruri, nu puteam să fiu nepăsător. Inima mea de piatră s-a transformat într-o inimă de carne și în fața iubirii nu pot să răspunzi cu indiferență, ca să nu zic ură, că nu-L uram pe Dumnezeu, dar puteam să fiu indiferent și dimpotrivă. În fața iubirii am vrut să răspund cu iubire. Doamne, cum aș putea să-Ți arăt că și eu Te iubesc pe Tine? Și cine mă iubește, păzește poruncile mele, căci cuvintele, cerul, pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ele sunt pline de putere, mai puternice decât orice vreme. E foarte interesantă mărturia ta și evident timpul trece foarte rapid, mai avem un segment de parcurs, aș vrea în segmentul care urmează să aflăm reacții de la familia ta, de la biserica pe care o slujeai la momentul respectiv. Vom lua o scurtă pauză, după care vom reveni și ne vom apropia de finalul emisiunii de astăzi.
Community Optical Center este o ramură a misiunii International Missions Alliance. Pentru examinare optică de doctor cu o vastă experiență în domeniu, sunați la 773-486-7661. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări, ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și ne apropiem de finalul acestei emisiuni, în care l-avem invitat pe Cristian Daniel Florea. Am înțeles că ai avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu și ai experimentat dragostea Lui și prezența Lui în mod real în sufletul tău. Și chiar dacă la momentul respectiv slujeai ca și preot ortodox, această dragoste te-a copleșit, te-a cuprins și te-a transformat, te-a convertit, dacă vrei, la ceva nou. Te-a convertit la o relație reală cu Creatorul, cu Dumnezeu. Nu la baptiști, nu la pentecostali, nu la adventiști, nu la alte confesiuni. Alte confesiuni. Dar aici foarte important că ai accentuat asta, pentru că uneori, sau de cele mai multe ori, mai ales credincioși de alte confesiuni, indiferent că sunt ortodoxi sau de alte confesiuni, în momentul când fac o schimbare sau o mutare de la o confesiune la alta, interpretează acea transformare, acea schimbare ca și o rătăcire, ca și o trădare, ca și o acțiune negativă, pentru că nu se scoate în evidență nașterea din nou, relația personală a omului cu Dumnezeu, cât se scoate în evidență schimbarea asta, transformarea de la un cult la altul. Da. Totuși, pentru că se întâmplă așa, sigur că vor fi reacții. Mai ales când e vorba de o mutare dintr-un cult ca și cultul ortodox, care este o biserică puternică, cu o tradiție, cu o istorie foarte veche. Care se identifică cu națiunea română. Exact. Care a fost reacția familiei, soției, colegilor preoți? Da. Bisericii ortodoxe. Pentru că soția este aproapele nostru, prima reacție am avut-o din partea soției. Soția, când m-a văzut că sunt în genunchi în sala de studiu biblic și că am zis de azi înainte, ca răspuns la iubirea ta, vreau să ascult doar de cuvintele tale. De azi înainte vreau să-mi bazez viața doar pe cuvintele scrise în cartea aceasta. N-am dat la o parte tradiții. Nici nu mai gândeam în clipa aceea că nu mai citesc Sfinții Părinți sau Filocalia. Nu! Deci nu am gândit în sens negativ. Nu mai vreau asta, nu mai... Nu. Ci în sens pozitiv. De azi înainte vreau să ascult de Dumnezeu. Chiar și preot fiind. Preot. Păi atunci încă eram preot, da. Soția îmi spune, dacă tu te-ai hotărât să faci lucrul acesta, cum o să-ți desfășori mai departe activitatea ca preot? Și a zis, dragă, o să le predic la oameni doar din Biblie, o să fac slujba, liturghia, tot ce ține de mine, dar când voi ieși, vreau să le predic și, în primul rând, eu vreau să trăiesc din cuvânt și să le predic din cuvântul lui Dumnezeu. Dar, când m-am hotărât să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni, continuând să studiem Biblia, fiind la studiul biblic, am descoperit un punct tare sensibil, să spunem, și anume că botezul trebuie făcut la maturitate. Aici a fost piatra mea de potignire sau de încercare sau peste care nu s-a putut trece. Am descoperit că Domnul Iisus le-a zis ucenicilor să-i mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, adică vestea bună. Mergeți și spuneți-le că eu am cuvintele vieții veșnice. Mergeți și spuneți-le că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Mergeți și spuneți-le că prin sângele meu au iertarea păcatelor. Mergeți și spuneți-le că voi veni din nou unde sunt eu să fie și... Mergeți și spuneți-le tot ce ați auzit ca veste bună. Și oricine va crede această veste bună și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Pentru că mi-am botezat primele două fetițe, propriile mele fetițe, eu cu mâinile mele, mi-am dat seama că nu am săvârșit botezul copiilor mei, dar și a altor oameni din sat, așa după cum este scris în Scriptură. Eu acum, hotărându-mă să ascult de Scriptură, ca răspuns al dragostei, la dragostea lui Dumnezeu, hotărându-mă să ascult din Scriptură, am văzut că Domnul Iisus, cu cuvintele lui de Dumnezeu,
a așezat lucrurile într-o anumită ordine care să meargă spre botez, într-o anumită ordine, și că eu ca preot am săvârșit botezul și celelalte care țin de botez într-o altă ordine. Într-o dezordine, aș putea să zic. Și anume, mi-am botezat fetițele la 6 săptămâni și pe alți copii din parohie și deci mai întâi am pus botezul, apoi să creadă nașii fiind părinții spirituali, când vor crește mai mari, să creadă, și de mântuire se ocupă biserica. Deci botezul la 6 săptămâni, credința de la naș și mântuirea pe umerii mei. Eu mă rog și să fie mântuiți. Acum am văzut că Domnul Iisus spune, cel ce crede Evanghelia. Fetițele mele n-au crezut Evanghelia la 6 săptămâni. De-abia eu acum descopeream ce înseamnă Evanghelia, vestea bună, că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. Și am descoperit botezul. Cel ce crede mai întâi și apoi să fie botezat și va fi salvat, va fi mântuit. I-am spus soției mele, eu nu plec din locul acesta până ce nu fac botezul la maturitate, ca prim semn al atunci, ascultării. Atunci, imediat ai vrut să faci pasul ăsta. Wow. Nu plec din locul acesta pentru că eu vreau să îmi demonstrez mie că ce am spus lui Dumnezeu mă țin de cuvânt. Că de azi înainte vreau să ascult numai de cuvintele lui și de nicio altă învățătură. Și ai vrut să experimentezi botezul nou testamental. Nou testamental, după porunca Domnului Iisus și nimic mai mult după altcineva sau după vreo gândire omenească. Mă duc la profesorii din institut, inclusiv directorul institutului, pastorul Gigelu Lariu, și spun, eu vreau să mă botez. Eu nu plec din locul acesta până ce nu demonstrez și nu-mi demonstrez mie și dumneavoastră și nu dumneavoastră lui Dumnezeu că eu vreau să ascult, să mă ghidez după Scriptură. Păi să vedem, au zis, dacă nu vreți, este aici lacul, la Surduc este acolo un lac, lângă institut, mă voi duce și mă botez singur, că acum nu întrebă nici naș, nici fanfară. Botezul este mărturia unui cuget curat. Și mă duc, mă botez și ies afară și am mărturisit cugetul curat. Așa. Și soția a zis, dacă tu faci lucrul acesta, ne vor da afară din parohie. Pentru că am învățat la facultate că dacă un cleric, un preot, se botează la maturitate, cu botezul ereticilor să fie anatema. Adică botezul poruncit de Domnul Iisus, după dreptul bisericesc, după canonele ortodoxe, este denumit botezul ereticilor. Ceea ce a spus Domnul Iisus este al ereticilor. Și să fie anatema. Ne vor da afară. Din ce vom trăi, ce vom face? Și a zis, draga mea, eu ca preot simt responsabilitatea să ascult de Dumnezeu. Și uite, descoperind legământul, trebuie să ascult de Dumnezeu neapărat, că ascultarea face mai mult decât jertfele. Nu cuvintele mele, ci cuvântul lui Dumnezeu au convins-o și pe soția mea. Dar soția tot îmi spunea, ce vom face acum? Unde vom locui? Ne vor da afară din parohie? Din ce vom trăi? Unde vom merge? Și problemele acestea ale vieții de fiecare zi, care, ca preot, îmi erau rezolvate. Miercuri, în a doua săptămână de cursuri, 16 aprilie, anul 2003, într-un mod organizat de către institut, de către fratele păstor Gigelu Lariu, pastor al Bisericii Baptiste numărul 2 Betel Reșița, director al Institutului Biblic la Surduc, într-un mod organizat, într-o biserică în satul Fârdea, de lângă institut la 3 km, ne-am îmbrăcat în haine albe ale botezului și eu și soția, soția fiind convinsă nu de mine, ci de cuvântul Dumnezeu, dar nu avem acum timp să intru în amănunte, amândoi ne-am botezat, am fost botezați de către pastorul Ștefan Lăpugean, împreună cu Gigelu Laru și cu alți păstori care au fost acolo. Și ne-am întors înapoi la parohie, episcopia de Caransebeș a aflat și noi n-am făcut asta, n-am ascuns, ci dimpotrivă, când te hotărăști să asculți de Dumnezeu și când ai descoperit relația cu Dumnezeu și știi și cum trebuie să păstrezi relația, adică prin ascultare trebuie să le spui tuturor și nu m-am ascuns de lucrul acesta, ne-au sunat de la episcopie, au sosit de la episcopie și am fost chemați la judecată să dau socoteală pentru ce am făcut. Cum adică m-am botezat la maturitate? De ce? Pentru că m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și pentru că dragostea aceasta m-a obligat să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În fine, ei au interpretat-o cu totul și cu totul altfel, nu intrăm acum în amănunte și am fost excomunicat, judecat de către Consiliul Episcopiei, preoți, episcopi, tot. Am fost excomunicat, blestemat, anatemizat, să fiu în iad cu dracii de viu, asta înseamnă anatema, să meargă sufletul în iad cu dracii, rupt de la trupul sfânt al Bisericii Ortodoxe, mi-am pierdut mântuirea, eu, familia mea, blestemați și eu, deci cu cuvinte de blestem de la episcop, de la preoți și eu și copiii mei, cele două fetițe pe care le aveam atunci, am ieșit din casa parohială, ne-au dat afară,
Și de atunci am fost pe drumuri cu cățelul, cu purcelul, cu mobila, cu lucrurile, cu bagajele. O biserică baptistă de la Răcășdia, lângă Oravița, ne-a lăsat să punem bagajele în podul bisericii. Ne-am dus la părinții noștri acasă. Mama, când m-a văzut, mi-a dat o palmă. Să-ți fie rușine, ți-ai bătut joc de noi. Am avut o încredere mare că avem un copil preot care, după ce vom muri eu și taică-to, are cine să se roage pentru sufletul nostru. Și acum tu la ce te mai închini? Și am spus în duh și în adevăr, nu mai ești preot? Și am zis nu, pentru că l-avem pe Domnul Iisus, marele nostru preot. În fine, am încercat să explic, n-a înțeles atunci, acum a înțeles, este și mea ei botezată într-o biserică baptistă din Aiud, județul Alba. Și am avut, nu ne-au primit părinții mei acasă, nici părinții soției nu ne-au primit acasă, pe drumuri, însă Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Eu am rămas în lucrarea Lui, să-L slujești, să le spun la oameni. Am fost în peste 2000 de adunări din toată țara, să le spun mărturia și să le spun adevăratul mijloc prin care oamenii se pot întâlni cu Dumnezeu. Acum avem casa noastră, însă ceea ce și mie până acum, deja au trecut 9 ani, mi se pare curios, niciun cult nu a vrut să mă angajeze. Eu nu sunt angajat la niciun cult. Sunt ordinat păstor într-o biserică baptistă, numărul 2 Betel, la cererea fraților, care o recunoaștere a lucrării mele, dar nu sunt angajat la nicio comunitate. De 9 ani sunt fără salar, însă... Cum trăiești? Cum trăiesc? Trăiesc din mila lui Dumnezeu. Dacă mai trăiește cineva din mila lui Dumnezeu, poate să înțeleagă. Dacă nu trăiește, nu poate să înțeleagă cum. Am dezvoltat o asociație a preoților convertiți. Am ajutat până acum 5 preoți să vină la credință și editez mai multe materiale prin care fac de cunoscut mai multe adevăruri. Aici este un ziar unde aș putea să-l arăt către cameră. E bine? Da, cum? E bine. Reforma spirituală, în care în acest număr este patriarhul Kiril Lucaris al Constantinopolului, care la 1629 a făcut mărturisirea de credință faimoasă, în care dorea ca să întoarcă credința lumea ortodoxă din estul Europei cu fața spre Biblie. A fost omorât pentru lucrul acesta. Aici pe spate este marele preot Iisus Hristos, în fine, cei ca Simon Magul, multe materiale deosebite. Aici este în al doilea număr mărturia preotului Dumitru Cornilescu, care a tradus Biblia. Uh-huh. Editez mai multe materiale cu preoți convertiți, mărturiile lor, aici sunt 5 mărturii, a lui Jan Hus, patriarhul Kiril Lucaris, preotul anglican John Wesley, preotul Menon Simon, preotul John Smith, care a înființat cultul baptist, preot anglican, preotul călugăr Savonarola, în alt număr preotul John Wycliffe din Anglia. Uh-huh. Aici chiar aș vrea să arăt, sunt mai multe mărturii și chiar este mărturia unui preot pe care l-am botezat. Aici sunt eu la botezul acestui preot care s-a botezat la Roma. Pe acest preot tot eu l-am botezat la Roma. Aici e o altă fotografie cu un alt preot cu care sunt în legătură foarte bună. Nu eu l-am botezat, dar suntem în asociația pe care am înființat-o. Aș vrea să vă mai arăt, aici sunt eu preot ortodox, îmbrăcat în haine de preot ortodox. Aici sunt la botezul a lui Angelo, un preot din Italia. Uh-huh. Pe preotul acesta, Nikita Ioan, tot eu l-am ajutat să vină la credință, eu cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu m-a folosit. Aici am un episcop care și el este cu sufletul către Dumnezeu. Aici mai mulți preoți suntem. Editez aceste materiale cu mărturiile preoților cunoscuți. Iosif Trifa, un preot romano-catolic Alberto Romero Rivera, un preot coleg cu Dumitru Cornilescu Mihai Beloiu, mărturia lui Dumitru Cornilescu, mărturia lui Teodor Popescu, mărturii cunoscute în România, materiale despre cultul Maicii Domnului, cultul icoanelor, cultul crucii, cultul morților și al moaștelor, aceste închinări care se practică în România, arătând din punct de vedere biblic, nu ce spune unul sau altul, ci ce spune Dumnezeu, nu ce spune pastor, nu ce spune preot, nu ce spune episcop, ce spune Dumnezeu. Și aceste materiale, oriunde mă duc, le am cu mine și din acestea trăiesc, să zicem așa. Cum pot oamenii care ne urmăresc acum intra în contact cu tine? Poate vor să citească aceste materiale sau vor să afle mai multe informații sau vor să te chestioneze. Pentru că nu este exclus ca unii să nu fie de acord cu experiența ta, cu convertirea ta și cu
deciziile pe care le-ai luat. Vreau să vă spun că alături de aceste reviste, la fiecare am și câte un DVD cu mărturiile lui Cornilescu, Iosif Trifa, John Wesley, deci și sub formă de film. Am în custodie cam în jur de 100 de mărturii de preoți convertiți. Video? Sau... Video, da, da. Și scrise și video. Uh-huh. Și cum mă pot contacta? La adresa de e-mail, să spunem, da. cristiflorea2000@yahoo.com. Cristiflorea împreună? Da. Un 2000, deci în cifre, 2000@yahoo.com. Pe site-ul asociației noastre, Asociația Preoților Convertiți Saul din Tars. Așa, toate împreună? Da, toate împreună. Asociația Preoților Convertiți Saul din Tars sau la numărul de telefon din România, fiindcă locuiesc în România, 0756-941-683. Ok, vom pune și pe ecran aceste informații. În concluzie, pentru că mai avem doar câteva minute, aș vrea să le răspund celor care nu sunt de acord cu decizia ta și care vor dori să te contrazică, și anume că ești un eretic sau că ești un rătăcit sau că vrea să-mi demonstrez ai făcut asemenea decizia asta din interese materiale sau știu eu ce alte... Dacă aș fi făcut din interese materiale, eram la parohie, astăzi preot, și nu eram în drum, fără casă, fără masă, nu eram cum sunt astăzi, un om care nu sunt angajat la niciun cult și care îmi câștig pâinea cu propriile mele mâini, lucrez, dacă tot m-ați întrebat, la o sală de sport și din asta îmi întrețin familia. Am făcut cursuri de masaj, gimnastică, reflexoterapie și din asta... Deci încerci să-ți găsești oarecum o sursă din de venit. Din ceea ce sunt invitat la evanghelizări, primesc banii de benzină, dacă primesc, uh-huh, și din ceea ce frații donează pentru aceste materiale. Deci nu pentru bani, ci pentru suflet am făcut lucrul acesta. Pentru suflet. Timpul nostru s-a scurs, mărturia este foarte interesantă, totodată cred că este deosebită și... Sper ca oamenii să înțeleagă și să încerce să descopere dragostea lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să o facă toți, și să nu se bazeze pe un ritual sau pe o tradiție, indiferent de ce confesiune este. Pentru că aceste tradiții bisericești există în toate cultele, nu numai păcat, în cultul tradițional, și ele pot fi depășite numai în cazul când se întâmplă nașterea din nou și Dumnezeu produce acea... Vreau să vă arăt o fotografie. Aici suntem la Stâncești. Eu le-am făcut fotografia acestor doi preoți. Un preot care a slujit 17 ani în călugărie, acesta este 33 de ani, Ion Nichita, la Stâncești, locul unde a fost tradusă Biblia de către preotul Dumitru Cornilescu. Am fost la acea biserică să văd starea în care se afla. Acum câțiva ani era o stare jalnică, biserică ortodoxă lăsându-o să se părăginească, tocmai ca să se șteargă memoria locului unde a fost tradusă Biblia, dar monumentele din România, cultura din România a renovat această biserică și acum este o biserică unde noi preoții ne întâlnim în această biserică. Mai avem un minut. Scopul vizitei în America, cu ce ocazie ești la Chicago? Am fost invitat de către mai mulți frați, despre care am auzit că s-au întors la Dumnezeu în urma hotărârii mele de a mă întoarce la Dumnezeu și a mărturiilor mele. Și ei au zis, uite, vrem să te invităm în America. Și un frate din Texas, cu care colaborez și care are un lucru foarte deosebit, imprimă foarte multe materiale, tot felul mărturii are acest frate, predici și le dă în toată America. El mă cunoaște pe mine din România, i-am trimis multe mărturii ale preoților convertiți și el mi-a zis, uite, vreau să te invit și în America, să fie o mărturie și pentru frații din America și pentru ortodoxii din America. Și așa el m-a invitat, fratele acesta. Eu îți mulțumesc că ai poposit și la noi și ai împărtășit puțin din experiența ta. Știu că ai mult mai mult de spus, însă poate cu altă ocazie vom reuși să vorbim mai mulțumesc. Mult. Îți doresc succes în continuare și Dumnezeu să te călăuzească, să te binecuvânteze. Mulțumesc. În ceea ce faci. Mulțumesc frumos! Dragi telespectatori, dacă aveți întrebări sau doriți să intrați în contact cu noi, vă invit să vizitați pagina de internet rtnchicago.com, unde vom posta și informațiile acestui misionar creștin care odată a slujit ca și preot ortodox, Cristian Daniel
Florea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. La revedere!